pe 26 decembrie 2018 ne-am adunat cu mic cu mare în sala așezământului cultural Bucura Bucurei pentru a da start cu sărbări de Crăciun. Pentru a aduce mai aproape spiritul sărbătorilor de iarnă, elevii vor interpreta colinde și vă vor reuni dar cu niște acțiuni locale. Și cu acea zi în Bucurei, vă urează sărbători fericite. Vă mulțumesc! Thank you.
invită să urmăriți momentele pregătite de ei. Colinde, Căpriță și Prugușor. Vă mulțumim!
meșugate, por în toate, ia mai glas pe flăcă și sudagi în burgălei. Ori de mari cu bobul deși, și te trezești și te șezi, câte te relivezi, atâtea vite cirezi, câtă apă ni zboare, atâta lapte și stare, să vă fie desculată, casa tu, masa toată, țara toată, ia mai glas pe flăcă și sunați în burgălei. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate, să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă, să primiți doar vești de bine, în noul an care vine. Dorim anii cei trăiți să vă fie fericiți, să aveți viața senină, cum e floarea în grădină. Ia mai bine spre flăcări și sunați în grădină. Pe un fir de busuioc să aveți numai noi, Domnul să vă ocrotească cu căldura să cerească, să aveți pungi pline cu bani la anul și la mulți ani.
Bună ziua! Acum mă văd cu dumneavoastră. Astăzi e a doua zi de Crăciun și de Sfântul Ștefan. La mulți ani la Ștefan, Ștefania, Ștefanel. Continuăm programul dedicat sărbătorilor de iarnă. Până Aurel Moldovan, care începe la ora 14 și avem o surpriză pentru voi, urșii de la Comănești, care sunt deja pe drum. Copilașii de la școală cam repejuși că la programul vostru. Nu prea ne-am sincronizat noi cu partea a doua a concertului, dar sperăm să se termine cu bine. La mulți ani tuturor, mulțumim de participare pentru cei care sunteți în alte localități. Și îl așteptăm pe domnul Aurel Moldovan să-și prezinte concertul. Haideți să ne întâmpinăm cu aplauze, că așa ne place la Megastar ăștia. E mâine în față, poate nu bate din palmi, nu face gălăgie. Da? Lasă autografiile alea, că ne așteaptă sala aici. Haideți copii! Aurel! Aurel! Copilașii, a venit un Crăciun de la voi? Treia asta înseamnă că ați fost minți, dar părinții voștri au fost minți? Da? Înseamnă că și ei merită acum un cadou de sărbători și pentru că este deja o tradiție ca în zi de Crăciun, în zi de mare sărbătoare, el să fie aici, să vă colinde că ce poate fi mai frumos decât de sărbători de Crăciun să primim colindători. El are o singură dorință, să-l primiți cu sufletele calde și deschise și dacă ar fi să am și eu o dorință, îmi doresc să-l primiți pe aplauze, cu aplauze, pentru că domnul primar al dumneavoastră, Vasile Bibire, cam fiecare an vă aduce un colindător neobosit pe numele lui de Aurel Moldoveanu. Haideți să-l primim cu aplauze. E deja o tradiție, fără voi mi se pare, fără mine este mai sărac Crăciunul, chiar și-a doua zi, în timpul în care nu avem acel noi, am venit aici, cu același drag, să vă colind. Dacă vara ne vedem la sărbătoarea localității, tradiție, a devenit tradiție și această a doua zi de Crăciun, când eu vă colind. Oh yeah.
toate, le uite florile stave, la bune cu sănătate. Și când a murit corintul nostru, se mai poate, se mai poate, le florile stave,
la prietenii mei cărbune. Crăciun fericit, aveți deja un prieten, el este Aurel Moldoveanu, vă iubește! Este sensațional, născut în decembrie, este de fapt mesajul meu, sunt născut în toamnă, pentru că în decembrie colindul meu vine și a prins de candela sensibilității și creștinității românului frumos. Iar în Îndureni avem cei mai frumoși români. Mâine pregătite! Și! Dulciuri, o tabletă,
un telefon? Încă nu. Eu zic așa, închideți ochii, poate cine știe, sărbătorile se termină undeva în 7 ianuarie 2019, până atunci poate omul, moșul bun, mai dă o fugă pe la fiecare. Să vedem sub brăduțul meu ce mi-a pus anul ăsta, Moș Crăciunile, sub și palmele! Ok, bravo! Și zic așa, Moș Crăciun, cel din poveste, trase de este pentru la unde eu să se oprească, dacă ați fost umiți. Și din bune, dar nu mai sunt dragul să doar. Bine, bine, de departe, a fost și redescoperă lumine persoana aceea sensibilă, superbă, care este copilul care a
Să nu uitați, oricine poate să facă acest exercițiu, să ne descopere de Crăciun, odată cu taina acestor sfinte, curate sărbători, copilul din fiecare. Mergem mai departe! Pregătiți mânuțele! Thank you.
Yeah.
din poftă mă cântui, din bine bine ajung, cu capul pe cap din mii. Și voi, iarna, iarna, bine v-am zis, iarna, iarna, iarna. Pentru-ți brațele să vă prind, vă iubesc, pace pe pământ. Vreau acum să te îmbrățișez frumos, colindă seara lui Hristos. Căci despre asta ai făciut-o, din mod să mă cântui, iubire pe mine ajun, pe capul pe cap din mine.
în care a fost promovată cel mai mult, a reșit de un clip, să vă cânt, dragi prieteni, i-am dragostea. Dragostea, lumea e a mea, sunt fericit ca și noi, pentru că este Crăciun prin el. Zic așa, și când iarăși vreau să-mi fie fie, mă resping, zâmbesc și mă uit că trece. Pentru că avem zic eu
zona de patrie, de țară, poate cu cea mai mare încărcătură emoțională, o să cânt minge pe Moldova, pentru că Bacăul, ca și Moldoveanu, ca și un Buneviu, aparține definitiv, irevocabil, superbei noastre Moldove. Puteți faceți așa, ci, zan, 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 de tare.
atenție, și după mine sur, sur, sur gălăi, se aud în zare, sur, sur, sur gălăi, se aud în zare. Yeah.
Eu mi-au rămas bun. L-am aici și pe My Pro. Vasile, îți doresc ce ți-am zis de fiecare dată, să trăiască comunitatea din București și satele componente, să trăiască minunații copii din generația proaspătă, receptă, tinerii și părinții bunicilor. Eu sunt Aurel Moldoveanu și vă asigur de aceeași prietenie necondiționată. Iubesc Bucureștiul la mulți ani, sănătate, trăiți intens sărbătorile și magia acestor sărbători de Crăciun și Anul Nou. La revedere! Mulțumim, Aurel, mulțumim, prietenul meu, prietenul Comunii Bucureștiului, veșnic același, frunte și frumoase, concert deosebit. Vă rog să nu plecați prin foarte apropiere de Bucureștiul, să aflăm ușilor. Nu vreau 10 kilometri. A ușilor care... Să zici dacă... E o paradă tradițională, este unică în zona Bacăului și a Moldovei, așadar ușii de la Sămuză, de la Românești, vin aici. Suntem gata lor? Dacă suntem gata, să știți că nu o să vrem. Se pare că mi-ai promis, Ivan.
Da. Mulțumim, Aurel. Mult succes în continuare. Așteptăm parada ușilor de la Pământești, care în 2-3 minute vor fi pe scenă. Preamintiți să nu mai cărcăm pe pară, să ne facem, rămânem pe locul și... Thank you.
lui. Am luat pușca din cui și-am plecat pe urma lui. Îndrăgând încetișor, am zărit cu puișor. Pe burtă m-am așezat, arma eu am încălcat. Ei, îl am dat încă tare, mi-a ieșit un soaica în cale. Și-am plăbit-o pe lunetă și am zis o parte de tăi. În frunzuriță de dudești, păi ăsta-i urs din Comănești! Și le-am dat carne fără os și v-am adus cei mai frumos! Păi darea Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, păi la mulți ani la tuturor! Pe care ursul din Lăloaia Comănești vă urează un an nou cât mai bun și tot ce vă doriți. La anul și la mulți ani! Păi și-a zis ierte de ațări! Păi la anul și la...